Ce opțiune ce ce am înțeles de la domnul Sturza, că domnul Sturza are o idee să fie un prim-ministru independent și anume din acest motiv nu o să fie ales prim-ministru, deoarece dumnealui astăzi este practic imposibil să supraviețuiește în Republica Moldova fiind independent. Nu contează să fie un polițian independent sau un prim-ministru și cunoscând foarte bine toată lumea știe că eu dacă ceva spun, 90% știți cum se întâmplă. Numai așa cum spun, candidatul poate fi bun, dar n-a să fie ales. Asta e situația.